Bună ziua și bine ați venit la lecția de geografie. Începem cu recapitularea cunoștințelor. Care sunt cele patru sectoare ale economiei? Sectorul primar, ce cuprinde agricultura împărțită în cultura plantelor și creșterea animalelor. Sectorul secundar, industria. Sectorul terțiar, serviciile, comerțul, transporturile și turismul. Sectorul quaternar, cercetare, dezvoltare și inovare. Care sunt principalele ramuri ale industriei României? Industria energetică, industria metalurgică, industria chimică, industria de exploatare și prelucrare a materialelor de construcție, industria de exploatare și prelucrare a lemnului, industria ușoară și industria alimentară. La care dintre sectoarele economiei vă duc cu gândul următoarele imagini? Haideți să vedem un coș dintr-un supermarket, litoralul Mării Negre, o autostradă în construcție și aici niște oameni la birou. Pe mine mă face să mă gândesc la servicii, la turism, la comerț, la transporturi. Deci toate acestea formând sectorul terțiar. Astăzi discutăm despre sectorul terțiar sau al serviciilor, mai exact vom discuta despre comerț și turism în România. La finalul acestei lecții veți fi capabil să explicați pe scurt importanța serviciilor pentru economie, să enumerați principalele domenii ce fac parte din sectorul terțiar, să definiți termenul turism și să clasificați obiectivele turistice și totodată să recunoașteți cu ajutorul imaginilor cel puțin 15 dintre cele mai importante zone și obiective turistice din țara noastră. Haideți să vedem ce cuprinde sectorul terțiar și de ce este important pentru economie. Sectorul terțiar cuprinde activitățile economice care nu se materializează într-un produs. Între aceste activități amintim comerțul, transporturile, turismul, telecomunicațiile, învățământul, cultura, ocrotirea sănătății și altele. În țara noastră, acest sector este în plină dezvoltare și are o pondere ridicată din PIB. Vedem în acest grafic 55,8% din PIB-ul României, din contribuția la PIB-ul României, a fost dat în anul 2017 de sectorul serviciilor. Industria 24,2%, construcțiile 5,9%, agricultura doar 4,4%, iar din impozite și încasări s-au obținut 9,7% din PIB. Cu toate acestea, procentul din totalul PIB-ului este scăzut comparativ cu statele din vestul Europei, acolo unde acesta depășește 70%, deci contribuția la PIB a serviciilor și a sectorului terțiar în totalitate. Comerțul. Prin comerț se înțelege oferta unor mărfuri în schimbul unor mijloace de plată. Aceștia pot fi bani sau alte mărfuri de schimb. Prețul acestor mărfuri fiind stabilit după raportul pe piață dintre cerere și ofertă. Comerțul interior a cunoscut o dezvoltare și diversificare importantă în decursul ultimului deceniu. Cele mai vândute produse în România sunt produsele agroalimentare, electronicele și electrocasnicele, mașinile, utilajele, mobila și altele. În ultimul deceniu, pe piața românească au apărut foarte multe companii de comerț electronic, de altfel este un trend mondial. Prima sarcină de lucru pentru voi este să identificați, accesând internetul, cele mai cunoscute companii de comerț electronic din România și să adăugați în comentarii care ar fi acestea, care ați văzut voi că sunt cele mai cunoscute, care vă apar primele atunci când căutați pe Google. În speranța că ați rezolvat cu brio prima sarcină de lucru, trecem mai departe și vorbim despre turismul din România. Turismul reprezintă un ansamblu de activități prin care omul își petrece timpul liber călătorind în altă localitate decât în cea în care locuiește sau în altă țară. România are un potențial turistic foarte ridicat, el fiind dat de obiective naturale, cum ar fi forme de relief, râuri, lacuri, vegetație, faună și altele, și antropice, monumente istorice, arhitectonice, muzee, artă populară, folclor. Vom trece și vom vedea care sunt cele mai importante obiective turistice de România sau o parte dintre ele măcar.
Începem cu obiectivele turistice naturale. Și avem în primul rând masive muntoase. Având lanțul carpatic în țara noastră, cea mai mare parte a lanțului carpatic în țara noastră, avem foarte multe masive muntoase. Printre cele mai cunoscute obiective sau zone turistice din țara noastră, din zona masivelor muntoase, avem Valea Cerbului, Munții Bucegi, Sfinxul și Babele, în aceiași munți Bucegi, în general Valea Prahovei este foarte cunoscută pentru potențialul său turistic natural. Pietrele Doamnei, Munții Rarău, în Carpații Orientali, Vârful Moldoveanu, în Munții Făgăraș, Carpații Meridional, Detunatele, în Munții Apuseni, Carpații Occidentali. Apoi avem văi în formă de chei și defile. Sigur că da, cel mai cunoscut și cel mai important defile din Europa, defileul Dunării, care începe în județul Carea Severin, se continuă în județul Mehedinți, unde întâlnim și cazanele Dunării cu celebra statuie a lui Decebal, chipul lui Decebal. Cheile Bicazului în județul Neamț, cheile Neirei în Carea Severin, defileul Oltului ce se desfășoară în județul Vâlcea de la nord către sud, cheile Oltețului, Oltețul fiind un afluent al Oltului, foarte aproape aici de cheile Oltețului găsim și peștera Polovragi și peștera Muierii, la o distanță foarte mică, defileul Mureșului în județul Mureș, între Toplița și Deda se desfășoară acest defileu. Peșterile, avem foarte multe peșteri în țara noastră. Peștera, dintre cele mai importante fiind Peștera Vântului din județul Bihor, Scărișoara din județul Alba, Tăușoare din Bistrița Năsăud, Topolnița din Mehedinți, Comarnic din Carea Severin, Movile din județul Constanța. Am încercat să aleg din mai multe zone ale țării. Cascade și căderi de apă, la fel suntem foarte norocoși, avem foarte multe cascade și căderi de apă în țara noastră, printre cele mai frumoase și mai cunoscute fiind Cascada Bigăr din județul Carea Severin, Cascada Cailor din județul Maramureș, Cascada Duruitoarea din județul Neamț, Cascada Vâlul Miresei din județul Cluj, Cascada Bâlea din județul Sibiu, Cascada Caraiman din județul Prahova, da, și sunt multe altele. Aparte, aici la obiectivele turistice naturale, am adăugat litoralul Mării Negre și Delta Dunării. Da? Litoralul Mării Negre ce se întinde de-a lungul coastei din județul Tulcea la nord până în sud la Constanța, până la Vama Veche, la trecerea graniței în Bulgaria. El apoi extinse și pe teritoriul Bulgariei, desigur. În țara noastră avem foarte multe stațiuni turistice litorale, printre cele mai cunoscute, cele mai căutate fiind Mamaia, Costinești, Vama Veche, 1 Mai, sigur că da, Mangalia, da, Eforie Nord și Sud, Venus, Saturn. Apoi, Delta Dunării, da, pe care o găsim în județul Tulcea, la despărțirea Dunării în mai multe brațe, la început în două brațe, apoi în mai multe, trei principale în delta, da, la Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe. Rezervație, este rezervație a biosferei, rezervație naturală protejată. Obiective turistice antropice, apoi și începem la început cu cetățile, care în funcție de perioada în care au fost construite. Avem cetăți grecești, cum ar fi Histria din județul Constanța, Tomis, de asemenea, tot în județul Constanța. Foarte multe cetăți dacice, printre cele mai cunoscute fiind fosta capitală a Daciei, Sarmisegetusa Regia. Avem Sarmisegetusa și Sarmisegetusa Regia în județul Hunedoara. Drobeta, care este un fost castru roman în județul Mehedinți. Foarte multe cetăți medievale, printre cele mai cunoscute fiind Sighișoara, cetatea Brașovului, cetatea Alba Iulia, cetatea Sibiului, Neamț, cetatea Neamț, da, în zona Moldovei, cetatea Sucevei. În zona Dobrogei avem în nord, în județul Tulcea, cetatea Enisala. Castele și palate, de asemenea, în număr destul de ridicat, cele mai importante și mai cunoscute fiind castelul Peleș din județul Prahova, Bran din județul Brașov, celebru și datorită romanului Bram Stoker, Dracula, Palatul Bruckenthal în județul Sibiu, Castelul Corvinilor în județul Hunedoara, da, sunt destul de multe de acest gen în țara noastră. Biserici și mănăstiri, la fel stăm foarte bine, mai ales în zona Moldovei. Am ales eu
două dintre cele mai speciale, Mănăstirea Voroneț, celebru pentru albastrul de Voroneț, în județul Suceava, Mănăstirea Putna. Marea majoritate a acestor mănăstiri au fost construite în timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Agapia, da, foarte multe, Neamț. Biserica Neagră, în județul Brașov, foarte impunătoare, este situată în centrul orașului și se vede foarte ușor din aproape orice punct al Brașovului. Mănăstirea Curtea de Argeș, Mănăstirea Bârsana, în județul Maramureș, Mănăstirea Curtea de Argeș, sigur, în județul Argeș. Muzee, colecții de artă, etnografice și case memoriale. Printre cele mai importante din țară sunt Muzeul Grigore Antipa din București, Muzeul Satului din București, Casa Memorială Ion Creanga din județul Neamț, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Galați, asemenea complexe muzeale de științe ale naturii se găsesc în mai toate marile orașe, Muzeul Național de Geologie din București, foarte multe muzee avem în zona Bucureștiului și în general în orașul București. Aici mai găsim și Muzeul Satului, Muzeul Țăranului Român, dar în foarte multe domenii, muzee de artă. Bun, sarcina de lucru numărul 2 spune în felul următor. Recunoașteți 15 dintre cele mai importante obiective turistice din țara noastră cu ajutorul imaginilor, accesând jocul creat în aplicația Learning Apps. Link către acest joc veți găsi și în descrierea videoclipului. Da, foarte ușor. Puteți da click pe imagine pentru a o mări și apoi alegeți varianta corectă, după care bifați pentru a merge mai departe și apăsați pe săgetuță. Nu uitați să vă abonați și să distribuiți pentru că este gratuit. Eu sper că v-a plăcut și această lecție. În perioada următoare eu voi reveni și cu alte lecții, sper eu cel puțin la fel de interesante. În final, țin să vă mulțumesc pentru atenție, pentru vizionare și să vă doresc multă sănătate.